Cel mai important este, dacă aveți timp și chef și plăcere, să mergeți în România să votați în data de 25 mai. Vă vedeți și rudele, cei care nu vă duceți de Paști în România sau care nu puteți merge în timpul verii, mergeți, rog, alegeți-vă ca data 25 mai. Încă sunt bilete de avion foarte ieftine, acum au ajuns la 60 de euro, m-am uitat. Dar, repet, puteți face și o plimbare în care să-i vedeți pe cei dragi. De asemenea, dacă nu puteți să faceți nici una, nici alta, puteți sigur face ceva foarte ușor. Prin intermediul internetului, prin intermediul Twitter-ului, Facebook-ului, telefoanelor mobile, puteți să vorbiți cu cei din România pe care îi cunoașteți. Luați-vă agenda telefonică la rând. Ionescu, Popescu, Samoilescu, sunați-vă toți prietenii în ordine alfabetică, de mâine până în 25 mai și explicați-le o situație. Explicați-le că trăiesc ei, românii, foarte rău și au salarii mai mici și pensii mai mici decât în Italia, dar prețurile în România sunt la fel ca în Italia sau mai mari, numai și numai din cauza celor care au condus România în ultimii 24 de ani. Dacă ei vor să schimbe ceva în țara lor, în România, adică să mărească pensiile și salariile și să scadă prețurile sau măcar să rămână pe loc prețurile, să voteze cu cineva care n-a mai fost până acum la putere. Este logic. Nu cred că le cereți foarte, foarte mult. Dacă ei pun copitele în dărăt, cum face uneori un animal de pe lângă casa omului, atunci dumneavoastră condiționați-le ajutorul financiar sau alimentar sau material pe care îl trimiteți lunar, condiționați-l de prezența lor totuși la vot. Măcar să vă asculte în felul acesta, dacă nu vor de drag și de plăcere și de logică, măcar să asculte forțați cumva de către dumneavoastră. E ceea ce dumneavoastră puteți face și în felul ăsta, credeți-mă, vă jur, puteți schimba România. O persoană din Italia, dacă schimbă creierile a 10 români, avem următoarea situație. 1 milion de români din Italia schimbă 10 milioane de români. În România, ca să schimbi România, ai nevoie de 5 milioane de români. Deja 5 persoane, dacă dumneavoastră schimbați fiecare, ar fi suficient. Bine, nu sunt sigur că 1 milion dintre dumneavoastră reacționează la ceea ce vă spun eu. Poate că reacționează la 500.000 și de-aia vă cer să vorbiți cu măcar 10 persoane fiecare dintre dumneavoastră ca să iasă aritmetica clară. Un alt telefon acum în direct. Bună seara!